În general, nunțile reprezintă un prilej de bucurie, însă nu și pentru cei care trebuie să facă un efort mare pentru a participa la un astfel de eveniment. Odată cu vara sosesc și mai multe invitații la nunți, natura din jur fiind decorul ideal pentru ședințe foto și evenimente speciale. În general, nu este suficient să răspunzi cu un refuz la o invitație primită, ci trebuie să iei măsuri suplimentare pentru a fi sigur că nu superi cuplu și că veți fi în continuare apropiați, chiar dacă nu vei putea participa. De ce românii caută scuze atunci când trebuie să meargă la o nuntă? Trebuie să plătească. Sau nu au bani. Dumneavoastră ați inventat până acum vreo scuză de genul acesta? Nu, noi dorim, dar nu ne cheamă nimeni. Pentru că venim rar în țară și dorim să ne distrăm. Probabil cea mai cunoscută și utilizată scuză este nu pot să lipsesc de la muncă. Multora le crește simțul responsabilității în momentul în care află data la care ar trebui să fie prezenți la eveniment. Printre alte scuze pe care le folosesc oamenii se numără faptul că aveau un alt eveniment planificat, o plecare în concediu sau pur și simplu nu se simt bine. Poate n-au bani. Deci credeți că ăsta este principalul motiv? Așa cred acum. Dumneavoastră ați inventat vreodată vreo scuză de genul? Păi stați puțin, dacă a fost și la mine la fată, am mers și eu. Dacă nu, nu. Deci mergeți pe păstrarea tradiției. Așa e, da. Caută diverse scuze. Poate nu le place, poate nu știu. Poate lipsa banilor ar fi un motiv? Poate să fie și asta. Poate să fie și lipsa banilor și... Nu, mult nu le place. Tu ai inventat vreodată o scuză de genul? Să nu te prezint? Mie mi-ar place. Mie mi-ar place. Principalul factor ce joacă un rol important în decizia de a participa sau nu la eveniment este banul. Oamenii nu își permit să plătească și de aceea inventează tot felul de scuze. În contextul pandemiei, pe lângă celelalte motive enumerate de oameni, pe primul loc se clasează frica de a participa la eveniment pentru a nu se infecta cu temutul virus.